Fiziologia sistemului reproducător feminin. Ovarele, gonadele feminine, îndeplinesc funcții multiple, funcții ce implică o serie de procese specifice la nivelul sistemului reproducător feminin. Ciclul menstrual reprezintă modificările ciclice, morfologice și fiziologice ale endometriului pe toată durata perioadei fertile. Primul ciclu menstrual se numește menarhă, iar perioada de după ultimul ciclu menstrual al vieții fertile poartă denumirea de climacteriu. Momentul instalării climacteriului se numește menopauză. De obicei, durata unui ciclu menstrual este de 28 de zile, repetându-se în perioada fertilă, fiind întrerupt doar de sarcină. Fazele ciclului menstrual sunt faza proliferativă, faza secretorie, faza premenstruală și faza menstruală. Faza proliferativă sau faza foliculară se desfășoară din ziua a 4-a și până în ziua a 14-a a ciclului menstrual, sub influența unei secreții crescute de estrogen. La sfârșitul ciclului menstrual precedent, din structura endometriului mai este prezent doar stratul bazal. În faza proliferativă au loc diviziuni mitotice, ceea ce în final determină refacerea stratului funcțional al endometriului, grosimea acestuia ajungând la 3 mm. În această fază proliferativă crește fluxul sanguin, glandele tubulare ale endometriului se înmulțesc și cresc în lungime. La finele fazei foliculare se produce și ovulația în ziua 14-a, sub acțiunea hormonului luteinizant. După expulzia ovulului, foliculul ovarian devine corp galben și începe să secrete progesteron și cantități mici de estrogen. Este activ circa 12 zile, după care, dacă fecundația nu are loc, corpul galben degenerează. Dacă fecundația are loc, corpul galben rămâne activ timp de 3 luni. Producerea hormonilor de către corpul galben este stimulată de gonadotropina corionică secretată de blastocist. Atât corpul galben periodic, cât și cel de sarcină, prin degenerare, se transformă în corp alb. Faza secretorie sau luteală începe în ziua 15-a și durează până în ziua 27-a. Ea se desfășoară sub influența progesteronului, care determină proliferarea maximă a endometriului, ce ajunge la o grosime de circa 6 mm. Tot în faza secretorie, glandele endometriale se spiralizează. În celulele endometriului se acumulează o cantitate mare de glicogen. Glicogenul este un bun nutrient pentru produsul fecundației în cazul unei eventuale implantări. Faza premenstruală sau ischemică urmează fazei secretorie și durează 24 de ore. În această fază scade secreția de estrogen și progesteron, iar stratul endometrial este pregătit pentru eliminare. Faza menstruală durează din prima zi și până în ziua a 4-a. Se caracterizează prin scăderea fluxului sanguin în endometru, necroza celulelor din stratul funcțional. În această fază se elimină, în întregime, stratul funcțional al endometriului și ovulul nefecundat, alături de mucus, secreții glandulare și sânge. Stratul bazal, rămas intact, va regenera stratul funcțional. Dintre anomaliile ciclului menstrual, amintim amenoreia, dismenoreia, metroragia și menoragia. Ovogeneza este procesul complex prin care, în ovare, se formează gameții feminini, ovulele. Celula germinală primordială sau ovogonia este o celulă diploidă. O parte din ovogonii devin ovocite primare, iar restul dispar în perioada intrauterină. În ovocitul primar,
înainte de naștere, se produce profaza primei diviziuni de maturație, care se va continua doar la pubertate. Ovocitul primar este tot o celulă diploidă, ce se înconjură de celule foliculare, formându-se astfel foliculul primar. La pubertate, înainte de ovulație, ovocitul primar își continuă și își termină diviziunea meiotică, rezultând ovocitul secundar, celula haploidă, și primul globul polar, care degenerează. Ovocitul secundar este expulzat din foliculul ovarian matur prin procesul de ovulație. Ovocitul secundar este captat de trompa uterină, în care are loc o nouă diviziune, rezultând și al doilea globul polar care degenerează. Preovulul sau ovotida, prin maturare, devine ovul fecundabil. Dacă ovulul nu este fecundat la nivelul ampulelor trompelor uterine, ajunge în uter și prin ciclul menstrual se elimină, împreună cu stratul funcțional al endometrului. Fecundația este procesul de contopire a celor doi gameți, ovulul și spermatozoidul, proces ce are loc, cel mai frecvent, în ampulele trompelor uterine. În urma fecundației se formează zigotul, o celulă diploidă. Zigotul, prin clivaj, adică diviziuni mitotice neînsoțite de creșterea celulelor, formează morula, un grup de celule cu aspect de mură. Morula străbate trompa uterină și ajunge în uter în 4-5 zile de la fecundație și devine blastocist. Implantarea completă a blastocistului se realizează în a 11-a zi de la fecundație. Implantarea blastocistului în endometru marchează începutul perioadei de dezvoltare intrauterină. În situația în care ovulul este fecundat în afara trompelor uterine, sarcina este una extrauterină ce nu poate fi menținută, producându-se avortul spontan. Dezvoltarea intrauterină sau gestația. După fecundație, corpul galben produce în continuare progesteron. Se menține astfel stratul funcțional al endometrului și, ca urmare, se suprimă ciclul menstrual. Durata sarcinii este de 40-42 săptămâni, perioadă calculată din prima zi a ultimului ciclu menstrual. În săptămâna a treia, blastocistul, prin proliferare, formează gastrula. Procesul se numește gastrulație și reprezintă începutul morfogenezei. Gastrula prezintă cele trei foițe embrionare din care se formează toate sistemele de organe. Din ectoderm se formează sistemul nervos central, ganglionii simpatici, hipofiza, epifiza, metulo suprarenala și epidermul. Din mezoderm se formează dermul și hipodermul, sistemul circulator, sistemul excretor, sistemul reproducător, sângele, oasele, cartilajele, mușchii. Din endoderm se formează sistemul digestiv, sistemul respirator, vezica urinară și unele glande endocrine, ca de exemplu tiroida, paratiroidele și timusul. Pe durata sarcinii, în organismul matern, apar o serie de anexe fetale care au rol în realizarea schimburilor dintre mamă și embrion, respectiv făt, dar și de protecția acestora. Anexele fetale sunt placenta cu cordonul ombilical, amniosul, alantoida și decidua. Blastocistul, nidat în endometru, prezintă vilozitățile coriale care împreună cu țesutul uterin vor forma placenta. Placenta este un organ discoidal cu diametru de circa 20 cm, grosimea de 2 cm, iar greutatea de aproximativ 500 de grame. Funcțiile îndeplinite de placentă sunt realizarea schimburilor selective dintre mamă și făt prin mecanisme active și pasive, secreția endocrină de hormon steroid, estrogen și progesteron și de hormoni proteici, ca de exemplu gonadotropina corionică, a cărei determinare în urină reprezintă o metodă sigură și rapidă de depistare a sarcinii. Placenta îndeplinește și funcția de barieră,
protejând fătul de diferiți agenți nocivi, ca de exemplu microbi, medicamente. Cordonul ombilical, la naștere, are o lungime de circa 50 cm. El conține vase sanguine, două artere și o venă ombilicală. Cordonul ombilical se inseră pe placenta fetală. Amniosul cuprinde cavitatea și lichidul amniotic. Lichidul amniotic protejează fătul de acțiunea factorilor mecanici, permite o dezvoltare optimă a fătului, anihilează gravitația, ceea ce face ca fătul să se poată mișca liber. Lichidul amniotic menține temperatura constantă. Alantoita este un sac membranos, al cărui perete contribuie la formarea cordonului ombilical și a placentei. Deciduma reprezintă endometrul pregătit pentru sarcină. Nașterea sau parturiția este procesul fiziologic natural prin care, la sfârșitul perioadei de dezvoltare intrauterină, are loc expulzia conținutului uterin. Travalul reprezintă un ansamblu de fenomene mecanice, biofizice și biochimice care determină expulzia fătului și a anexelor fetale. Simptomele travalului sunt contracțiile uterine dureroase, eliminarea dopului mucos, ruperea spontană a membranelor și dilatarea colului uterin. Din punct de vedere hormonal, în timpul travalului, scade secreția de progesteron, ceea ce stimulează secreția de prostaglandine. Prostaglandinele sunt produse de reticulul endoplasmatic al celulelor endometriale. Prostaglandinele stimulează fibrele netede ale peretelui uterin, secreția de hormon luteinizant și de prolactină. Ocitocina produsă de hipotalamus determină contracțiile uterine urmate de eliminarea fătului. Efectele acțiunii hormonilor ovarieni. Acțiunea hormonilor estrogeni este în strânsă concordanță cu acțiunea hormonilor hipofizari, cu activitatea sistemului nervos central, a organelor genitale feminine și a glandelor mamare. La femei, determină proliferarea mucoasei uterine și a epiteliului trompelor uterine, creșterea foliculilor ovarieni. În perioada pubertății, la fete, determină creșterea și dezvoltarea glandelor mamare, pigmentarea areolelor mamare și apariția caracterelor sexuale secundare. Hormonii estrogeni asupra metabolismului intermediar au efect hipoglicemian, stimulează sinteza proteică și scad nivelul colesterolului plasmatic. Progesteronul acționează asupra endometrului, pregătindu-l în vederea nidației ovulului fecundat și a dezvoltării lui ulterioare. Pregătește glandele mamare în vederea secreției lactate. Reglarea secreției hormonilor ovarieni este controlată la nivel nervos de către hipotalamus prin intermediul hormonului eliberator de gonadotropină, care, ajuns pe calea sistemului vascular porthipofizar la adenohipofiză, stimulează secreția hormonilor gonadotropi. Hormonul foliculostimulant stimulează maturația foliculilor ovarieni și secreția de către aceștia a hormonilor estrogeni. Hormonul luteinizant determină ovulația și formarea corpului galben, care va secreta estrogen și progesteron. Concentrația plasmatică ridicată a estrogenilor și a progesteronului inhibă prin mecanisme umorale de feedback negativ secreția de gonadotropine și secreția hormonului eliberator de gonadotropină.